Odată cu ghiocei au apărut și cărți noi lansate în județul Dâmbovița. Vineri, Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu a găzduit o dublă lansare de carte. De data aceasta, un matematician i-a uimit pe cei prezenți cu lucrarea sa intitulată Cu ochii sparți. De asemenea, o absolventă a Universității Valahia din Târgoviște, specializarea jurnalism, și-a lansat propria lucrare de licență coordonată de profesor dr. George Coandă. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Dâmbovița, Societatea Scriitorilor Târgovișteni și editura Biblioteca. Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu găzduiește astăzi lansarea a două lucrări deosebite, două lucrări care se află, se regăsesc în două registre diferite. Lucrarea aceasta este, de fapt, lucrarea dânsei de licență, coordonată de către domnul profesor George Coandă. Este interesantă din punctul de vedere al faptului că este scrisă de o tânără care n-a trăit în regimul comunist și care prin ochii dânsei a reușit să aibă propriile concluzii, să tragă propriile concluzii asupra regimurilor totalitare. A doua lucrare pe care o vom lansa astăzi îi aparține unui matematician, profesor de matematică, pseudonimul Savian Mur, Cu ochii sparți. Președintele Societății Scriitorilor Târgovișteni a vorbit despre lucrarea de licență a Gabrielei Rizea, transformată într-un volum interesant despre fantasmele regimurilor totalitare. George Coandă a fost coordonatorul acestei teze. Gabriela Maria Rizea, cum să spun eu, a avut curajul înotătorului de cursă lungă să se arunce în val, să-l străbată și să iasă la capăt cu o pradă, nu cu peștișorul de aur pe care îl întrebăm, care ne întreabă ce vrea să ne ofere dacă nu-l păpăm. Ea, în schimb, a ieșit cu o carte. A studiat o bibliografie serioasă, a bătut biblioteci și a oferit această carte. Nu este enormă, dar este foarte bine sintetizată. Este un avertisment în viitor, ca să nu alunecăm pe toboganul regimul care pot să facă ce? Să distrugă ființa umană. Lucrarea mea a fost generată, în primul rând, de teza mea de licență, la care am lucrat destul de mult. Am pus multă pasiune și devotament. A pornit din dorința mea irreversibilă de a cunoaște de aproape mecanismele unui regim totalitar comunist. Deși este matematician și iubește meseria pe care a îmbrățișat-o, Savian Mur a descoperit că poate fi și scriitor. După mai multe articole publicate în reviste specifice științelor exacte, după 3 cărți de eseistică, acesta a hotărât să lanseze și un volum de versuri intitulat Cu ochii sparți. Sunt pripășit în poezie, nu mă declar poet, nici nu mă gândesc că merit să fiu poet. Sunt un profesor serios de matematică. Mi-am văzut meseria mea pe care am iubit-o, am dus-o și în străinătate, am fost profesor de liceu în Maroc, în Franța, am predat matematică în limba franceză. Am publicat foarte mult la Gazeta Matematică, probleme grele, am scris o carte, două cărți de matematică, o culegere pe care am tradus-o eu în engleză, franceză și spaniolă, care a avut mare succes, inedită, deci asta a fost partea mea matematică. Dar simțeam că mi se știe ceva. Și de vreo 20 de ani de zile m-am apucat foarte timid să scriu. Am scris și mi-a plăcut ce am scris. Savian Mur a fost susținut la evenimentul de lansare a volumului de versuri de elevii de la Școala Matei Basarab, cărora le predă matematică.